Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la nouă etalare pe canalul meu Luminița Tarot. Mă bucur să vă revăd. M-am gândit să fac o etalare în trei variante pentru relațiile de cuplu. Să vedem ce se întâmplă în momentul de față între dumneavoastră și o anumită persoană. Și tot ceea ce trebuie să faceți este doar să alegeți una dintre aceste trei variante. Cristalul opalină, cristalul în formă de inimă și cristalul pirite. Alegeți acea variantă care vă atrage cel mai mult. Haideți să vedem, dragii mei, cum sunteți în momentul de față cu această persoană, ce se întâmplă între dumneavoastră și o anumită persoană. Haideți să vedem. Pentru cei care vor alege prima variantă, cristalul opalino. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc să vă înscrieți la canal, pentru că în acest mod noi ne vom conecta energetic, da? Și veți avea parte de beneficii în etalările viitoare, pentru că veți primi notificări și automat veți fi în contact cu mine. Haideți să vedem pentru cei care vor alege, ok, cristalul opalino. Ce se întâmplă în momentul de față în această relație? În această relație, în momentul de față, văd că treceți printr-un moment emotiv, printr-o călătorie, printr-o schimbare. Da? Sunteți deja într-o relație și văd că ați hotărât să plecați, să începeți o nouă relație sau să fiți în această relație împreună, dar vă simt că voi căutați un adevăr. Luminați un adevăr sau în ce privește trecutul. Încercați, după cum văd, dumneavoastră încercați să controlați lucrurile sau situațiile în această relație. Vă place să dețineți controlul, dar în același timp vă simt foarte rigizi pentru că se vede că ați trecut prin momente emotive, da? Deci nu ați avut și momente nu? Și ați avut și momente, da, cu această persoană, să spunem așa. Adică nu a fost totul chiar roz în călătoria dumneavoastră cu această persoană. Văd foarte multe emoții și confuzie, da, sau dubii. Sunteți în căutare a unui adevăr din trecutul dumneavoastră. Aveți un trecut cu această persoană, da? Deci nu sunteți de azi de mâine cu această persoană. Dar vă recomand să vă eliberați de acest control, să încercați să nu mai fiți rigizi, să nu mai controlați situațiile, să nu mai controlați această persoană, pentru că nu faceți decât să blocați această relație, să prin dubii sau îndoieli sau că sunteți în căutare întotdeauna prin a afla adevărul, pentru că nu aveți încredere de plină din motive diferite și sunteți în continuu căutare a aprofunda mai mult ceea ce vă spune sau ceea ce se întâmplă, dar făcând lucrul ăsta, nu lăsați să vină de la sine sau să ca această relație să o trăiți de la sine sau să se întâmple lucruri. E ca și cum blocați energia în ce privește această relație. Nu uitați că este o etalare generală, deci vă recomand să luați mesajele care vi se potrivesc. Aici văd semne de apă, rac, scorpion, pești. Neîncredere pentru că ați trecut prin momente un pic și cam traumatizante în trecutul dumneavoastră pentru cei care se potrivește. Vi se spune să vă ascultați intuiția, da? Și să fiți prudenți, dar vă văd foarte prudenți și e ca și cum studiați ceva sau studiați foarte mult această persoană, dacă vă spune adevărul sau dacă nu vă spune adevărul. Vi se spune să renunțați, să
să plec, cum să spun eu, să vă trăiți această călătorie împreună cu această persoană. Pentru că dacă sunteți rigiși și încercați să controlați, această călătorie va avea blocaje între dumneavoastră și o persoană. Ia uitați, vi se spune să vă deschideți inima la bucurie, pentru că văd că veți avea motive de bucurie, văd că se vor clarifica lucrurile și este totul la lumina soarelui, adică nu văd nimic ascuns, da? Poate unii dintre voi chiar aveți copii, vi se spune că să vă deschideți inima bucuriei, pentru că aveți motive să fiți recunoscători în ce privește această relație. Văd că va fi foarte multă căldură în viața dumneavoastră și se vor lumina, se vor face claritate, vor ieși lucrurile la lumină. Va veni lumina în viața dumneavoastră. Să vă deschideți inima bucuriei, să credeți în această relație sau în această... Pentru că văd că sunteți protejați de divinitate și... Divinitatea aici văd că vă va lumina pașii, va lumina această relație, văd că va fi succes și veți străluci, veți fi optimiști, vă veți bucura, da? Văd foarte multă bucurie și foarte multă pozitivitate și lumină în această relație. Haideți să vedem ce trebuie să știți dumneavoastră de persoana iubită. Ce trebuie să știți dumneavoastră de persoana iubită? Ce sentimente are această persoană? Ce simte pentru voi, dragii mei, pentru cei care au ales cristalul opalină? Vi se spune că veți descoperi un adevăr. Deci, cum am spus, se va face lumină. Va ieși, veți afla un adevăr. Veți descoperi un adevăr. Va ieși un adevăr la lumină. Se va face lumină, se va face claritate. Va ieși un secret la lumină, veți afla un secret sau această persoană poate nu arată prea mult sentimentele sale, poate fi în semnul fecioarei și este o persoană mai retrasă sau mai interiorizată, îi place să stea mai mult singur sau păstrează sentimentele pentru persoana sa. Văd că cineva își ascunde sentimentele, da? Această persoană își ascunde sentimentele, dar veți descoperi sentimentele sale în ce vă privește. Le veți descoperi pentru că văd că se va lumina această situație și această persoană, vreau să spun că are sentimente pentru dumneavoastră, are afect, simte afect și dragoste în ce vă privește. Haideți să vedem. Pentru unii dintre voi aici văd că cineva a fost manipulator, poate a fost o persoană din... Poate unii dintre voi această persoană a fost mai narcisistă sau a manipulat foarte mult sau caută foarte multă atenție, face pe victima, să spunem așa. Este o relație de lungă durată, este o relație chiar și din alte vieți anterioare și aveți ceva de rezolvat, de aceea a venit în viața noastră, chiar dacă uneori v-ați întrebat, dar de ce sunt cu această persoană, dar de ce trebuie să fiu sau... Pentru că aveți ceva de rezolvat, da? Și vi se mai transmite să rezolvați anumite lucruri din trecutul noastră, poate chiar și din familia de origine. Acolo trebuie să rezolvați anumite răni, anumite... rând, da, și traume prin care ați trecut pentru a putea ca această relație să meargă mai departe. Trebuie să rezolvați ceva din trecut, da, ceva care nu s-a rezolvat încă, da, și acolo aveți anumite întrebări. Văd că cineva sau pe această persoană vă admiră, da, vă admiră și vă admiră în secret, să spunem așa. Această persoană își va revela intențiile, adică își va spune intențiile, vă va spune intențiile sale în ce vă privește sau poate aveți chiar un admirator secret unii dintre voi. Alții văd că poate au vicii,
au dependențe persoana de iubită a dumneavoastră și e ceva toxic aici, o relație toxică, o relație de dependență sau acea persoană provoacă pentru că e instabilă și sunteți tot timpul, nu aveți încredere pentru că e foarte instabilă, are suișuri și coborâșuri și din acest motiv dumneavoastră sunteți tot timpul pe gânduri sau vă puneți întrebări dacă este sinceră sau nu. Dar văd că există ceva toxic aici, ceva care nu e bun pentru dumneavoastră. Și văd că unii dintre voi preferați să nu vorbiți, să nu comunicați, preferați să mențineți tăcerea pentru că nu doriți să vă mai certați, nu doriți să mai discutați și nu reușiți să vă deschideți. Nu reușiți să vă deschideți pentru a vă bucura de această relație sau, cum vi se spune aici, să vă bucurați iubirii, să fiți mai optimiști și să vedeți lucrurile bune din această situație, să vedeți lucrurile jumătatea plină a paharului, nu cea goală, da? Pentru că aveți și motive pentru a fi recunoscătoare. Trebuie și nu sunteți sigură pe această relație sau pe această persoană. Pentru că v-ați săturat, v-ați plictisit, să spunem așa, și e ca și cum priviți spre viitor. Nu doriți să vedeți această persoană sau să mai comunicați pentru că v-ați săturat. Și că nu vă spune întreaga poveste, e ca și cum ceva acolo e tot timpul și ascunde ceva. Da? Și vă întrebați, cum am spus mai devreme, vă întrebați dacă e real ceea ce spune, dacă este sincer și sunteți tot timpul pe întrebări. E posibil să nu spună întreaga poveste din motive importante. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat până acum în această relație. E posibil din diferite motive să ascundă, da? Poate că și cealaltă persoană se vede că este o relație un pic a ajuns la oboseală această relație. Sau vi s-a cam luat, să spunem așa. Sau acest personaj vă spune doar ceea ce dorește din motive diferite. Da, pentru că e posibil ca și din partea sa să nu mai dorească discuții. Da? Aici trebuie să lucrați. Cum v-am spus aici, s-au întâmplat anumite lucruri în trecut și au rămas nerezolvate, trebuie să le vindecați, să lucrați la această relație, să vindecați cu trecutul. Acolo există ceva de a ierta și pe voi, dar și persoana cu care sunteți. Haideți să vedem. Să vedem cum va fi în viitor pentru dumneavoastră și această persoană. Ok. Aici văd că va duce la un progres. Da? Văd că dumneavoastră în această relație va evolua. Văd că va fi o relație constantă și să spunem că va fi o relație stabilă, trebuie să faceți anumite alegeri împreună cu persoana iubită și să faceți acele alegeri din inimă. Trebuie să comunicați, trebuie să vă deschideți, dar văd că veți avea forță interioară în viitor pentru că văd foarte mult optimism care va duce la evoluție și la progres. O relație unde există sentimente, unde există o relație de suflete pereche, o relație de lungă durată, să spunem așa, e ca și cum parcă ați crescut împreună. Văd că va dura și această relație pe viitor, văd că veți construi ceva profund împreună. Haideți să vedem, mai cer una. Văd că în viitor se va progresa această relație, veți trece la un alt nivel, la mai multă înțelepciune. Am ieșit prea multe. Haideți să vedem. Da, văd că au fost foarte multe negocieri sau discuții între dumneavoastră și această persoană. Văd și semne de aergeme în balanță vărsător, dar văd că dacă veți comunica, veți discuta și cifra 4 văd aici,
Văd că vor fi anumite convorbiri, comunicări cu această persoană și văd că vă veți împăca, veți ajunge la un acord, veți lua un angajament pe termen lung. Haideți să vedem. Văd că există și anumite manipulări sau din partea persoanei iubite, văd există un pic de narcisism în această relație. Dar văd că familia, veți construi ceva împreună, aveți copii și familia are un rol important pentru această persoană, pentru dumneavoastră. Văd că va fi o familie unită în viitorul. Și aici văd că vedeți o uniune importantă între dumneavoastră și această persoană, o asociare, o alianță. Va fi, veți ajunge la un echilibru între dumneavoastră și această persoană. Ia uitați aceste două inimi care se iubesc și ia uitați aici ce pasiune va fi. E ca și cum acest bărbat este manipulator narcisist pentru că dorește să comande în această relație. Și e un familist convins, e un familist e o persoană tradițională, îi place să facă lucruri tradițional, adică bine. Este o persoană care luptă pentru această relație și va lupta. Ambii veți lupta pentru această relație. Și văd că există atracție, există pasiune între voi, o fuziune între suflete pereche, vă completați unul pe altul și uitați ce frumos foc aici. Vă completați unul pe altul în viitorul, în viitor. Într-un viitor aici văd că acest bărbat va avea grijă de familia sa și va fi o familie unită. Da, veți crește împreună acești copii cu pasiune, cu alianță, cu echilibru, atracție între voi. Foarte, foarte, foarte frumos. Haideți să vedem și ultimul mesaj pentru cei care au ales acest cristal opalină. Ce trebuie să faceți voi? Un mesaj pentru voi. Ce trebuie să faceți voi? Ce trebuie să faceți? Să fiți generoși. Spune să fiți generoși cu persoana iubită. Da? Să săriți în ajutor, să fiți deschiși, să oferiți la rândul dumneavoastră. Văd și semne de pământ ar fecioară Capricorn aici și vi se spune să fiți în cum să spun, fluizi cu mama natură și văd foarte multă abundență în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră și văd că e posibil să aveți și animăluțe, pisicuțe și veți ce să faceți, să fiți generoși, să oferiți, să fiți pentru ceilalți și să reflectați. Văd că trebuie să reflectați pentru că aici văd o transformare vindecătoare. Vă veți vindeca. Și înainte să luați o decizie, vi se cere să reflectați. Și văd că va fi o vindecă, vă veți transforma. Dar această transformare vă va duce la vindecare. Aveți nevoie să vă transformați mentalul, să schimbați mentalul, să fiți mai optimiste, să reflectați în mintea dumneavoastră înainte să luați o decizie. Da? Deci văd vindecare pentru voi, dragii mei. Aceasta a fost etalarea pentru cei care au ales Opalino. Vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. V-am pupat, Doamne ajută, sănătate, ne vedem cu bine, la revedere! Haideți să trecem la cei care au ales această inimioară. La cei care au ales sau vor alege această inimioară. Haideți să vedem. Cum sunteți în momentul de față în această relație și sau cum funcționează, ce există, ce trebuie să știți voi în această relație? Pentru cei care vor alege inimioara, pentru cei care vor alege cristalul în formă de inimioară. Ok. Aici, pentru cei care au ales această inimioară, văd că sunteți focusat pe o situație și vi se recomandă să stați focusați pe o situație, să
Trebuie să faceți un compromis aici. Aici aveți vise, aveți țeluri, doriți să ajungeți undeva cu persoana iubită, aveți un punct comun sau aveți foarte multe vise, semne de aer, gem în balanță, vărsător. Și vi se spune să vă urmați visele, să nu renunțați la aceste vise. E ca și cum sunteți idealiști și aveți vise înalte, doriți să construiți ceva împreună. Și vă văd foarte intuitivi, vă conectați cu divinitatea. Aveți vise, nu știu, poate sunteți într-o relație, dar în momentul acesta dumneavoastră sunteți focusați pe visele voastre. Aveți anumite dorințe care doriți să le îndepliniți, da? Și sunteți mai mult axați pe carieră sau să vă îndepliniți aceste dorințe, aceste vise. Și vi se spune că să mergi încet, da? Să nu te grăbești. Pași înceți va duce la progres. Poate în ce privește o relație, dorești căsătorie sau dorești ca această relație să ducă la căsătorie, la ceva stabil, nu știu, poate dorești să te muți cu această persoană, să faci o familie cu această persoană, dar ți se spune să mergi încet, să ții timpul necesar, să nu te grăbești, să faci pași mici, dar acest lucru va duce la progres, da? La stabilitate. Haideți să vedem ce trebuie să știți dumneavoastră despre această persoană cu care sunteți în momentul de față. Ce simte pentru dumneavoastră, ce gândește această persoană? Pentru cei care vor alege inimioara. Această persoană este foarte tentat de dumneavoastră, simte atracții față de dumneavoastră, dar și în același timp văd nu este sigur de dumneavoastră. Este greu să renunțe la sau este greu să nu accepte tentația sau să nu accepte. Este sedus de o altă persoană sau, în general, este foarte tentat, este foarte pasional această persoană, poate într-un semn de foc, bebec leu săcetător, dar văd că nu reușește să comunice sau păstrează tăcerea. Nu este sigur despre această relație, nu este sigur despre ceea ce dorește să facă această persoană. Este mai tăcută ca de obicei sau dorește să... Nu reușește să se deschidă, nu știu de ce, dar nu reușește să se deschidă. Pentru că este nesigur, este frică sau are motive să-i fie frică. Dar văd că va fi provocat aici, văd că va fi provocat și va simți nevoia să răspundă. Nu știu, are anumite pasiuni sau are anumite obișnuințe, adică nu aș vrea să zic că egoist sau poate chiar egoist, dar este o persoană care are puțin prieteni sau îi place să aibă spațiul său și nimeni să nu știu, e foarte posesiv, ține foarte mult la lucrurile sale. Poate un semnul taurului, semnul fecioarei, capricorn. Sau poate dumneavoastră ați blocat această persoană. Din motive că nu este foarte stabil. Văd că aici sunt copii la mijloc. Sau veți afla că sunteți însărcinați sau... Aici văd că sunt copii și chiar se joacă cu copiii, doi copii sau copiii au un rol important în viața sa.
De ce îmi spune că are confuze, are emoții confuze această persoană în ce privește relația, dar văd că veți împăca. Poate ați avut discuții contradictorii din cauza copiilor, dar văd că veți reveni împreună, vă veți împăca, văd că va fi o uniune, o reîmpăcare, o uniune sacră între două persoane aici, văd că vă simțiți complet cu această persoană, dar a fost aici anumite discuții, anumite certuri, o nesiguranță, o confuzie, sau poate dumneavoastră ați fost nesigură pe partenerul dumneavoastră. Dar văd și cineva a blocat pe cineva aici, din motive diferite, da? Din motive, din dezamăgiri, să spunem așa, poate chiar o trădare, dar văd că e ca și cum dumneavoastră v-ați schimbat gândirea sau părerea despre această persoană și ați decis să vă focusați pe carieră, da? Să plecați sau să evoluați în viitorul dumneavoastră. Doriți o schimbare cu orice preț. Dar aici văd că dumneavoastră cu această persoană veți rămâne împreună. Da? Vă văd împreună, vă văd că vă veți împăca cu această persoană, văd că există o uniune sacră între dumneavoastră și această persoană. Haideți să vedem ce se va întâmpla în viitorul dumneavoastră. În viitorul dumneavoastră văd protecție divină. În viitorul dumneavoastră văd serenitate, văd armonie între dumneavoastră și această persoană. Vă văd foarte. Vă rugați foarte mult, sunteți persoane conectate cu divinitatea, aveți speranță în divinitate, în îngeri, sunteți optimiști. Și în viitor văd că va fi armonie și serenitate. Da, în viitor văd că va fi foarte multă pasiune între dumneavoastră și această persoană. Investiții, veți investi în această relație, această persoană va investi în această relație. Văd foarte mult curaj, dar în același timp poate este semn de foc perpetuitor săgetător, pentru că aici văd că cineva va combate, să spunem așa, va lupta pentru a deține supremația în această relație. Sau există foarte multă pasiune și eroism, da? Dar și agresivitate. Poate această persoană este mai impulsivă. Văd pasiune între două persoane. Vi se spune să fiți înțelepți și să fiți temperați, să ascultați punctul de vedere al altor persoane, să faceți un compromis pentru a duce la vindecare și pace. Văd mai mult zodia săgetător aici. Trebuie să ascultați mai mult, trebuie să vă folosiți mai mult intelectul, să fiți mai luciți, pentru că vă văd foarte intuiți sau cu mintea în aer, să spunem așa, vă văd foarte visători. Aici vi se spune să vă folosiți înțelepciunea, dar cred că sunteți foarte intuitivi și veți primi chiar și vise premonitorii. Văd că sunteți foarte înțelepți și vi se va face dreptate. Sunteți persoane drepte, oneste, sincere și văd că va fi echilibru și armonie în viața dumneavoastră în viitor. Dar aici văd și diferență de vârstă sau de mentalitate, diferență de naționalitate. Văd puritate, văd că veți primi foarte multă intuiție, așa că să vă ascultați intuiția. Da. Și aici văd că va fi fidelitate între voi, prietenie, veți primi ajutor din partea prietenilor, văd că veți avea parte de. Această persoană este o persoană fidelă, o persoană care vă gândește, văd o persoană care simte afecțiune pentru voi, simte simpatie pentru voi. Este o persoană onestă, o persoană sinceră. Sau e posibil să primiți ajutor din partea unui prieten în această relație.
Dar văd că vă veți primi un cadou din partea unui prieten sau un ajutor din partea unui prieten și văd foarte multă dragoste și pasiune între voi. Haideți să vedem ce trebuie să faceți voi. Să vă aduceți aminte de înțelepciunea dumneavoastră, să vă aduceți aminte de dragostea acestei persoane care o simțiți, să vă aduceți aminte de motivele pentru care sunteți împreună în momentul de față. Vi se spune să vă ascultați înțelepciunea, să fiți înțelepți. Asta trebuie să faceți dumneavoastră, să fiți înțelepți. Să vă folosiți înțelepciunea în această relație. Și vi se spune că ești protejat și vei avea parte de protecția divină. Dragii mei prieteni, aceasta a fost etalarea. Vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută! Haideți să vedem pentru cei care vor alege acest cristal pirite, pentru varianta numărul 3. Haideți să vedem cum sunteți dumneavoastră în momentul de față cu această persoană. În acest moment treceți printr-un moment nu tocmai plăcut. În acest moment nu treceți printr-un moment tocmai plăcut și vi se spune să aveți încredere pentru că acolo este un plan divin în această relație. Ceva s-a ars. Nu mai există speranță, nu mai există. Nu știu, ați avut discuții, certuri, nu mai există nimic, poate uneori vă gândiți de ce sau ce trebuie să mai faceți sau e clar că nu mai funcționează. Dar divinitatea vă spune că să ai încredere că acesta este un plan divin. Ți se spune să ai curaj, da? Văd că sunt semne de foc aici, berbec leu săgetător. Văd că ți se spune să ai curaj, să acționezi, să nu te lași, să mergi înainte, să lupți, da? Să lupți. Și aici ți se spune să vezi în zare, să vezi dincolo de aparențe, să vezi întregul tablou, nu doar un punct din tablou. Deci trebuie să ai încredere, să ai încredere în viitorul tău, da? Să vezi dincolo de aparențe, pentru că există un plan divin aici. Și ți se spune să ai curaj să acționezi cu pasiune în ceea ce îți dorești tu. Haideți să vedem această persoană ce simte pentru dumneavoastră. Să lupți, să nu te lași. Văd foarte multă determinare din partea ta și foarte mult curaj și ești foarte pasional. Ah, ok. În această relație văd că sunt două persoane opuse, dar în același timp vă atrageți foarte mult, există pasiune, nu reușești să stai foarte mult departe de ei sau fără ei sau fără această persoană sau această persoană nu reușește să stea fără tine, dar sunteți două persoane diferite unul de celălalt. Văd că va fi vindecare dacă ați avut discuții aprinse, certuri, ceartă sau despărțire, văd că ți se spune că e nevoie să faci, să te vindeci, să ierți această persoană, să te ierți pe tine. Ai nevoie să te liberezi de un bagaj un pic cam obositor, de anume emoții care stau acolo, trebuie să te libereze. Aprinde o lumânare și spune o rugăciune, liberează-te, dă la spate tot ce s-a întâmplat între voi. Văd că vei avea parte de vindecare.
Și aici îmi spune că trebuie să ai grijă mai mult de tine însuți, să faci alegeri mai sănătoase în ce te privește, să alegi mai parteneri mai buni pentru tine. Există o relație aici cu... E ca și cum vă luați, vă lăsați, vă împăcați, iar reveniți unul la altul, dar trebuie să vă vindecați, pentru că există foarte multe răni, foarte multe traume, foarte multe lucruri spuse. Da, de fapt, tu știi lucrul ăsta. Tu știi că trebuie să ai grijă de tine, tu știi că trebuie să faci alegeri sănătoase pentru tine, tu știi că trebuie să te curezi de anumite lucruri nesănătoase și să alegi mai bine partenerii. Și ești foarte intuitivă. Dar văd aici că e posibil această persoană este geloasă sau să știi de fapt că este geloasă și posesivă. Și văd că cineva va lăsa pe cineva la spate, va pleca sau deja a plecat. Cineva a spus la revedere cuiva sau a dat la spate și se îndreaptă spre lucruri mai bune. A luat decizia aceasta să se îndrepte spre lucruri mai bune. În ce privește această relație sau din partea acestui bărbat, încă nu este sigur sau zboară, este în aer, este deconectat, da? Sau este într-un statut nesigur, pentru că nu există stabilitate. Aici ceva s-a întâmplat. Aici ceva s-a întâmplat, e ca și cum v-am spus, v-ați lăsat, v-ați luat, dar este o persoană instabilă. Îi place, poate are anumite vicii, place să se distreze, să petreacă, îi place viața colorată. Îi place să o ia așa mai ușor, mai lejer. Haideți să vedem. Da, deci relația s-a terminat. V-am spus, cineva a plecat sau cineva a decis să plece. O relație s-a terminat sau ceva s-a terminat. Și aici ți se spune să înveți din aceste lecții, sau această persoană trebuie să învețe din aceste lecții. Dar, văd că cineva își face planuri împreună sau visează să-și facă planuri împreună. Vă gândiți să visați la această persoană? E posibil ca această persoană să se fi distrat și să plece din acea distracție cu cine a fost, dacă a fost într-un trio, sau a decis să lase ceva la spate și cineva își face planuri împreună, poate vă faceți planuri cu această persoană pentru un viitor, pentru să vă mutați împreună, pentru o casă, sau încercați să căutați cheia să rezolvați această relație. Dar văd că veți sta singuri o vreme. Și veți decide să vă focusați mai mult pe persoana dumneavoastră. Vă veți lua o pauză în această relație sau veți decide să stați singuri. Vă văd singuri și vă văd focusați pe persoana voastră. Da. Văd că aveți bani. Veți avea parte de bani. Într-un viitor văd că veți avea parte de intrări de bani și vă veți focusa mai mult pe planurile noastre. Pe proiectele dumneavoastră sunteți deciși pentru a munci, pentru a crea, pentru a avea posesiuni, pentru a pune bani deoparte. Văd că veți primi generozitate din partea cuiva, cineva vă va ajuta, vor intra bani, vă va intra bani. Haideți să vedem ce se va întâmpla în viitor. În viitor văd foarte mult curaj și luptă, da? Doriți să investiți, doriți. Nu știu, dar văd și că există fidelitate între dumneavoastră și această persoană. Sau în viitor văd că veți primi ajutor din partea unui prieten. Veți primi un cadou. Oricum veți găsi un prieten. În viitor, ori această persoană veți deveni prieteni. Va fi un prieten sau veți întâlni un prieten, o altă persoană care, această persoană vă este simpatică sau îi sunteți simpatică și are afect față de dumneavoastră.
Văd că nu veți fi singură, da? Și văd că cineva vă va ajuta, vă fi alături de dumneavoastră. Succes, popularitate, recunoștință, veți fi celebră, veți socializa mai mult, veți cunoaște mai multe persoane, veți avea parte de succes. Dar văd aici că cineva este impulsiv. Da. Oh, vine iubirea în viața dumneavoastră. Își va cere iertare. Veți primi mesaje de pace. Veți primi mesaje de iertare, de împăcare cu această persoană. Văd că ori poate dumneavoastră iubire. E ca și cum parcă simțiți că această persoană va dori să se reîntoarcă în viața dumneavoastră. Și văd că iubirea va veni în viața dumneavoastră. Cineva își va cere scuze sau va avea remușcări în ce vă privește și va dori să se întoarcă în viitorul la dumneavoastră. Și văd foarte multă vitalitate și chiar sunteți vizionari. Unii dintre voi sunteți născuți într-o zi de 29, 2 sau 11 și văd foarte multă vitalitate, foarte multă pace, vindecare, puritate. Dar văd că va fi o transformare pentru voi, o schimbare nemaipomenită. Văd că timpul își va spune cuvântul. Trebuie să mai așteptați un pic și veți lua alegeri și vă veți depăși limitele, frontierele. Vor veni schimbări în viața dumneavoastră. Da, deci văd că veți comunica într-un viitor cu această persoană, veți avea un dialog, o comunicare prin care vă veți împăca, veți ajunge la o negociere, veți negocia cu anumite persoane. Văd foarte mult mental, poate dumneavoastră comunicați foarte mult de obicei și vă folosiți foarte mult mentalul și aici văd că într-un viitor veți comunica cu această persoană din nou. Haideți să vedem. Vă veți împăca, veți ajunge la un acord, veți face o negociere împreună cu această persoană. Haideți să vedem ce mesaj trebuie să știți dumneavoastră, un sfat pentru voi. Ce trebuie să faceți? Să aveți mai multă grijă de tine, să ai mai multă grijă de tine. Ai nevoie să te îngrijești mai mult, să fii mai bun cu tine, să fii mai delicat cu tine. Să fii generos cu tine însuți, să te protejezi mai mult pe tine, sufletul tău să-l protejezi mai mult. Ai grijă de tine. Ce trebuie să mai știi tu? Ce trebuie să faci tu? Ce trebuie să faci tu? Trebuie să te iubești mai mult pe tine și să te eliberezi de tot ceea ce te ține pe loc. Te vei elibera, te vei iubi mai mult, vei înflori. Văd că e posibil să într-un viitor să întâlnești iubirea, să ai parte de transformare, să fii iubită, să te iubești, să fii iubită și să lași să intre iubirea în viața ta. Văd o eliberare, o libertate. Te vei elibera să te eliberați de tot ceea ce te ține pe loc, pentru că văd că ești blocat, e posibil să ai anumite frici, iluzii care ți le faci și preocupat, dar trebuie să pleci la drum cu capul sus și spune că iubirea va intra în viața ta, vei fi iubită și să te iubești mai mult, că vei înflori ca o floare. Dragii mei prieteni, aceasta a fost etalarea, vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarele etalări. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați un like, vă mulțumesc. Și vă doresc tot bine din lume. Doamne ajută să fiți binecuvântată. La revedere, numai bine!